Nu cred până nu văd. Socialiștii și comuniștii au solicitat un raport cu detalii tehnice privind rachetele rusești care au lovit Ucraina survolând teritoriul Republicii Moldova. Opoziția insistă în continuare pe neutralitate, chiar dacă Rusia a violat spațiul nostru aerian. Deputații PAS au cerut poziția clară a partidelor proruse privind incidentul de acum două zile și războiul din Ucraina. Eu îmi imaginez în capul unora care timp de 8 luni tot parcă spun nu știu ce rugăciuni cu neutralitate, neutralitate. Asta cumva nu se leagă. Chiar aș vrea să văd opinia lor. Cum văd ei această gravă încălcare a spațiului nostru aerian de către o forță beligerantă, de către un agresor care duce o luptă, un război de cotropire. Comunistul Constantin Starâș a solicitat să vină în plenul Parlamentului ministrul apărării și președinta țării, în timp ce socialiștii cred că neutralitatea Republicii Moldova funcționează. Lasă-i să vină să ne spună toate detaliile tehnice, iar apoi împreună vom putea dezvolta o poziție comună privind acest incident nefericit. La revedere! Ne părăsiți, înțeleg eu. Vă duceți după rachete sau unde? PSRM de fiecare dată optează să fie respectată neutralitatea și să ne rugăm să optăm pentru pace. Ceea ce vă rog și pe dumneavoastră să o faceți. Și în considerare faptul că foarte multe cetățeni urmare acestor conflicte au decedat, eu aș ruga pe dumneavoastră să păstrăm un minut de reculegere pentru toți. Vă rog să păstrăm un minut de reculegere. Tot părțile alea, acel conflict, de parcă nu vedeți ce se întâmplă. Ori vă este frică să recunoașteți, ori vă este frică să spuneți direct ce se întâmplă. Federația Rusă a început un război neprovocat contra Ucrainei. Republica Moldova este grav afectată. Luni dimineață, 3 rachete rusești au trecut prin spațiul aerian al Republicii Moldova. Ambasadorul rus Oleg Vasnețov a fost chemat la Ministerul de Externe pentru explicații. Violarea spațiului aerian național e un incident grav, iar bombardarea țării vecine trebuie oprită. Aceasta e poziția oficială a Republicii Moldova.